În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te și te aruncă în mare și se va muta. Iubiți credincioși, de multe ori în Sfânta Scriptură, Mântuitorul, mai ales la Evanghelia după Matei, ne spune acest lucru despre credință. Și noi parcă ne-am obișnuit a crede că aceasta este o vorbă frumoasă, o vorbă plină de înțelepciune, de putere, și ne gândim că e posibil să fie oameni cu atâta credință cât să mute și munții, dar noi ne vedem în continuare de ale noastre. Să știți că adevărata credință ori este, ori nu este. Să nu confundăm credința cu altceva. Credința nu trebuie să fie confundată nici măcar cu încrederea față de Dumnezeu. Încrederea față de Dumnezeu, și aici trebuie să fie dozată. Prea multă încredere în Dumnezeu este păcat împotriva Duhului Sfânt. Așadar, credința este de esență divină și este o adeverire a lucrurilor celor nevăzute, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel evreilor. Vă să zic că ne aflăm în duminica de după praznicul adormirii Maicii Domnului. Și Mântuitorul, după cum ne spun Sfinții Părinți care au rânduit a ne citi astăzi pericopa vindecării lunaticului, adică a omului celui cu duh mut, ne spune că Mântuitorul, mergând prin cetate, a fost ajuns din urmă de un tată care avea pe fiul său de mână. Și l-a abordat zicând: învățătorule, ai milă de mine și vindecă pe fiul meu care este lunatic, căci pătimește rău. De multe ori îl aruncă în apă și de multe ori în foc. Și l-am dus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l scoată. Și atunci Mântuitorul, care de puține ori a înfruntat pe cineva, de puține ori, pe românește, și a ieșit în fire, a zis: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l aici, la mine. Și l-au adus acolo pe copil și Iisus a certat duhul care a ieșit din copil și în ceasul acela s-a făcut sănătos copilul acela. Așteptând să se împrăștie mulțimile, ucenicii s-au adunat lângă Mântuitorul și au spus: învățătorule, noi pentru ce n-am putut să-l scoatem? Și Mântuitorul le-a spus: din pricina necredinței voastre. Căci dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntele acestuia, mută-te și te aruncă în mare, și se va muta. Și apoi le-a spus: mergem în cetate și fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor celor păcătoși, care îl vor osândi și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și auzind acestea, ucenicii s-au întristat. Iubiți credincioși, nimic mai bun decât prilejul pe care Dumnezeu ni l-a dat să fim aici împreună după praznicul adorimii Maicii Domnului, prilejul care să medităm puțin asupra câtorva chestiuni. Vă spuneam anii trecuți despre faptul că una dintre marile greșeli ale oamenilor, ale noastre, reprezintă faptul că nu ascultăm până la capăt un mesaj. Ni se pare nouă că am înțeles și ni se pare nouă că din prima frază am înțeles totul și deja trebuie să tragem concluzii. Întotdeauna în pericopele Evangheliilor cheia stă la sfârșit. Tot ceea ce s-a zis în toată pericopa se rezolvă atunci când aflăm că după ce Mântuitorul le-a spus ucenicilor că va fi dat în mâinile păcătoși și îl vor răstigni și a treia zi va învia, ucenicii ce au făcut? S-au întristat. Păi, măi, fraților, înseamnă că
ei n-au ascultat mesajul până la capăt. Li s-a blocat mintea atunci când au aflat că Fiul omului va fi dat în mâinile lor păcătoși. Nu cumva suntem și noi aici, nu cumva aici se rezolvă credința. Adică, dacă nu vom asculta până la capăt cuvântul Mântuitorului și dacă nu vom merge până la capăt cu toată logica noastră, dincolo de pământ să ajungem la cer, nu putem să zicem că avem credință. Putem să zicem că suntem supersticioși, putem să spunem că noi suntem credincioși în felul nostru când ne ducem pe la biserică, putem să spunem orice altceva decât să știm sigur că avem credință. Dacă Sfinții Apostoli ar fi avut credință, nu numai că l-ar fi vindecat pe lunatic, nu numai că ar fi zis munților să se ducă într-o parte sau într-alta și s-ar fi dus, ci ar fi avut mintea deschisă la tot mesajul pe care Mântuitorul l-a transmis. Voi fi dat, voi fi judecat, voi fi omorât și a treia zi voi învia. Fraților, eu mi-aduc aminte că bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, și care cred că se bucură acum că mă aude, că o învii odată cu gândul meu către ea, spunea atunci când ne mai răneam cu câte ceva, ne mai tăiam, mai erau și sârme ruginite, și venea și ne dădea cu, nici nu știu, nici nu cred că era important cu ce ne dădea, cu un spirit, cu ceva. Și bineînțeles că prima noastră reacție era că ne retrăgeam, pentru că ne ustura. Și spunea, ustură, dar îmi prinde bine. Am învățat odată cu această vorbă, pe care o cita și ea după la bunicile ei, am învățat că dacă vrei să ajungi dincolo de ceva, de un obstacol, trebuie să faci pe cele ale obstacolului, pe cele ale căii de a trece peste ceva. Și încet, încet am învățat că sunt anumite lucruri pe care dacă ni le asumăm, adică usturimea, ne va prinde bine mai încolo. Ei bine, ucenicii, dacă ar fi auzit până la capăt mesajul, știa că pentru ei era vestea completă. Ei urmau să-L vadă judecat, răstignit, mort pe cruce, dar va fi și înviat. În loc să pună accentul pe tot mesajul, au luat din context faptul că va fi răstignit și s-au întristat. Pentru că dacă ar fi ascultat până la capăt, nu s-ar mai fi întristat, s-ar fi bucurat că a înviat. Ustură, dar îmi prinde bine. Adică mergem prin judecăți, mergem prin răstignire, prin cruce, prin groapă, dar accentul cade pe înviere. Contează foarte mult cum se încheie. Zice, totul este bine când se termină cu bine. Acum nu contează cum începe. Și viața noastră poate la un moment dat să o ia într-un anumit fel și după aia să iasă bine. Ei, ca să înțelegem mai bine ce este cu credința aceasta, pentru că am vorbit de multe ori despre diverse lucruri cu prilejul vindecării mutului, duhului lunatic. V-am spus altă dată și ce înseamnă că l-aruncă pe copil în apă și în foc. V-am spus că de multe ori copiii noștri sunt înfierbântați sau sunt reci, bat cu piciorul în pământ că vor atunci, înseamnă că sunt înfierbântați. Sau nu mai vorbesc cu noi că i-am supărat cu ceva și atunci sunt aruncați în apă, sunt reci. Am vorbit despre partea aceasta educațională, dar astăzi vreau să insist despre credință. Acum vreo 2-3 zile, când mă uitam prin curtea bisericii, am văzut bietele frunze ale tuturor plantelor într-un doliu, nu zic național, dar local cel puțin. Adică erau acoperite cu cel puțin o suprafață de o dată și jumătate față de frunzulițe. Să zicem, dacă frunza avea 1,5 mm, era peste ea 2 mm de praf. Și mă gândeam așa, dacă facem o raportare la om și la munte, pe om poate să-l strivească
o înălțime de pământ mai mare cu o dată și jumătate decât el? Cu siguranță că da. Nu e nevoie să o ia la vale munții ca să ne strivească, dacă vine peste noi o cantitate de jumătate de metru, un metru, deci până în aproape jumătate din înălțimea noastră. Dar mite pe bietele frunze. Pe bietele frunze m-am gândit eu atunci că stăteau munți de pământ. Din punctul lor de vedere, bietele aveau munți de pământ. Și mi-am propus eu, știind că urmează duminica aceasta să vă vorbesc, ce înseamnă să ai credință să muți munții. Și m-am gândit eu așa, mă, dacă pun eu mâna pe îl furtun cu apă și dau pe frunze, nu înseamnă că muți și munții. Dar bineînțeles că Dumnezeu nu m-a lăsat la nebunia mea și zic, o nebune, păi apa aia conține și clor, le faci mai rău decât face el pământ peste frunze, pentru că le dai cu niște clor și cu temperatura de 32 de grade le-ai terminat. Și am zis, bine, bine, dar eu am credință că odată cu praznicul adormirii Maicii Domnului trebuie să se întâmple ceva. Și iată că aseară vine o ploaie care mută munții după bietele frunze ale tuturor plantelor din acest oraș. Niciun gospodar n-ar fi fost în stare să facă așa ceva pentru nicio comunitate de nicăieri din lume. Să spele un oraș plin de praf, să acopere niște străzi pline de gropi și pline de praf ca să nu mai poată să se ducă praful mai departe. Asta nu înseamnă să muți și munții. Asta înseamnă credință. Adică, dacă într-adevăr ești conștient că a muta munții nu înseamnă un lucru prin sine, ci a muta munții înseamnă un răspuns la puterea de rugăciune, dar mai ales a credinței, pentru că și aici este o mare diferență. Între credință și rugăciune este o mare diferență. Noi ne rugăm și vedem că de multe ori nu ni se împlinește rugăciunea respectivă. Acum, nu se împlinește pentru că ori pe de o parte nu cerem ce trebuie, ori pe de altă parte, din punct de vedere pedagogic, Dumnezeu nu ne dă totul, ci ne lasă să mai așteptăm ca să ne bucurăm de ceea ce avem. Imaginați-vă pe cineva care toată viața, fiind într-o familie în care potențialul era maxim, nici n-a apucat să dea cu piciorul în pământ, că se executau părinții, bunicii și așa mai departe și primeau orice. Vă imaginați ce frustrat va fi atunci când prima învățătoare sau chiar prima educatoare îi va spune că nu este locul întâi, ci este locul 2 sau 5 sau 10. Se creează niște frustrări dacă un copil, de exemplu, primește mereu ceea ce vrea. De exemplu, dacă plânge cumva un băiețel, vai de mine, păi vine bunica și în primul rând îi dă două palme fiică-sii, adică mamei copilului, că de ce l-a lăsat pe copil să plângă 3 secunde? Păi, bă, tu știi ce înseamnă 3 secunde? Păi putea să crape în ăsta cine știe ce. Ai de ce vorbești? Și în viața aceasta, când nu va primi imediat la prima lacrimă o aprobare cu o cerere, ce o să fac? O să crape ceva în el? Fraților, trebuie să fim foarte atenți. Credința, încrederea, rugăciunea, aici trebuie să ne învârtim și cu partea educațională. De aceea îl vedem astăzi în fața Mântuitorului pe un tată cu băiatul său. Va să zic că este vorba de ceva pedagogic. Și de aceea am adus vorba despre ce înseamnă să nu creăm copii frustrați. Pentru că noi, cu bunele intenții, așa zise, putem să sufocăm puterea de adaptare a copilului la greu. Și așa cum v-am zis, dacă el, de când era în fașă, plângea de 2 ori, oa, oa, și primea ori lapte, ori primea să fie luat în brațe, ori așa, vă imaginați că el, când ajunge la șeful cu o cerere, el crede că dacă a scris odată o cerere, trebuie imediat să primească răspuns. Noi, la seminar, 5 ani de zile, părintele director zicea, fraților, depuneți cereri,
de învoire acasă, că era o vreme în care trebuia să pleci numai cu cerere aprobată de către Consiliul Profesoral acasă. Și zice, da, fiți atenți, trebuie să luați în calcul faptul că noi, în calitate de Consiliu, ne arogăm și dreptul pedagogic de a nu vă aproba de fiecare dată. Adică, dacă aveți nevoie să plecați peste vreo două luni, începeți după acum. Prima cerere nu s-o aprobăm. A doua nici atât. A treia nici atât. De ce? Pentru că după ce terminați voi școala asta, vă duceți cu o cerere la episcopie și spuneți că vezi postul cu tare și nu o să vi se aprobe. Voi obișnuiți că totul vi se aprobă așa din prima, o să faceți un șoc. O să credeți că viața gata, v-a îngenunchiat. Nu, zice, mai bine vă îngenunchem noi și vă ridicați mai târziu. Și după ce terminați școala, începeți cerere de la prima parohie pe care o vedeți liberă și începeți cu cererea. Și la un moment dat, când apare aia care e a voastră, o să zică cei din permanența Consiliului Eparhial, zice, bă, hai bă să-i dăm ăsta că strigă în urma noastră, ziceau și Sfinții Apostoli. Și o să primiți. Și într-adevăr să știți că așa a primit și Tatăl, care strigase în urma Mântuitorului și iată că ucenicii n-au putut. N-au putut pentru că Mântuitorul le zice, franc, din cauza necredinței voastre. Acum vă imaginați, cum adică din cauza necredinței? Nu credeau? Nu credeau în ceea ce vedeau? Adică nouă ni se cere să credem ceea ce nu vedem și ei nu credeau ceea ce vedeau? Păi, pe semne că nu credeau. Sau nu credeau așa cum trebuie. Nu ascultau, așa cum am spus, mesajul până la capăt. Dacă ei s-au oprit și n-au putut să se bucure că Hristos va învia, vă imaginați că și celelalte lucruri mergeau așa, până la un punct. Chiar când i-a trimis la pescuire, le zice, aveți ceva de mâncare? N-avem. N-am prins nimic. Noaptea asta n-am prins nimic. Zice, aruncați breaja de-a dreapta. Zice, după cuvântul tău o să o aruncăm. Adică, hai să vedem și pe asta. Și când să tragă mreaja, minunea n-a constat în câți pești au găsit. Minunea a constat în faptul că nu s-a rupt mreaja care a putut să scoată 153 de pești mari. Pentru că mreaja aia probabil că nu era calibrată nici măcar la 100 de pești, dar minte la atâția, 150%. Problema este următoarea și trebuie să mergem cu ea până în pânzele albe spre casele noastre. Credem sau nu credem? Credem sau ne amăgim? Credem sau ni se pare că suntem credincioși? Bineînțeles că dacă și Sfinții Apostoli au cerut, Doamne, dă-ne mai multă credință, așa au cerut, ne zice Sfântul Evanghelist Ioan, care era martor, înseamnă că și noi trebuie să plecăm în ziua de astăzi cu un mesaj, zic eu, simplu. Să cerem mai multă credință. Ce înseamnă să cerem mai multă credință? Să ne scoată Dumnezeu din preocupări lucrurile mărunte. Lucruri mărunte înseamnă să cerem așa de la o zi la alta câte ceva. Nu asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Știe Dumnezeu că ne trebuie să ne îmbrăcăm. Știe Dumnezeu că trebuie să ne creștem copiii. Știe Dumnezeu, dar noi ne pierdem. Ne pierdem. De exemplu, de Sfântă Mărie, când am văzut aici ce aglomerație este și cât praf și... Era să mă pierd. Zic, Doamne, dar ce facem cu muntele ăsta de praf? Și așteptam. Dar nu i-a zis, nici nu m-am gândit că, vedeți, logica noastră ne încurcă și în a ne arunca mai mult în credință. Nu m-am gândit că Dumnezeu poate să găsească o soluție până la urmă atât de simplă. Simplă pentru El. Pentru mine era un dezastru să mă apuc eu să dau cu furtună, așa cum am zis, cu apă plină de clor pe niște frunze. Bașca nici n-aveam atâta apă și nici atâta distanță să curgă de sus ca să ne și spele. Dar credința mea era că se va întâmpla ceva. Și iată că s-a întâmplat. Vreau să merg mai departe pe această idee pentru mine personal și vreau să vă spun că liniștea pe care am simțit-o astăzi la slujbă m-a dus dincolo de iureșul neputinței. Dacă acum două zile eram îngrijorat vis-a-vis de temperaturi și de praf și de năclăială și de toate cele și cu gândul, Doamne, când îmi mai dai și mie voie să mai dau un var pe biserica asta că e acoperită de atâta praf, de că Dumnezeu mi-a arătat că încet, încet
eu trebuie să-mi fac alte griji. Grijile liturgice, grijile să nu uit pe cineva la pomenit, grijile să nu las pe cineva pe din afară, acestea trebuie să fie grijile. Apoi grija spălării unor ziduri, las-o, Tată, și-ar fi zis Dumnezeu în milostivirea Lui, în seama mea, că-ți arăt eu cum se face. Și mi-a arătat azi noapte cum s-a făcut. Și de atunci nu mai judec nici pe cei care puteau să spele măcar străzile, nu mai judec nici pe cei care fac gălăgie, pentru că azi noapte a fost o noapte deosebit de liniștită. Și să știți că din punct de vedere al decibelilor, ploaia făcea mult mai multă gălăgie decât făceau acum câteva zile tobele și motoarele de diesel care băteau în boxe. Și totuși era mai plăcut să asculți o ploaie, pentru că știam că e ceva firesc. Ori niște boxe date la blană, cum zice românul, nu mi se părea ceva firesc. Va să zic că, iubiți credincioși, în relativitatea în care ne mișcăm, dacă știm să luăm esența și să avem drept cale de mijloc răbdarea, cu siguranță că vom învăța ce înseamnă credința. Credința înseamnă a face voia lui Dumnezeu, nu a ne lăsa în voia lui Dumnezeu, ci a face voia lui Dumnezeu. Adică, eu e clar că de acum înainte nu trebuie să mă mai gândesc cine o să dea cu var pe biserică, eu trebuie să mă gândesc cum să fac să îi ajut pe fiii mei duhovnicești să-și spele sufletul. Nu trebuie să mă mai gândesc cine o să dea munții de pământ după frunzele din curtea bisericii, trebuie să mă străduiesc să dau munții de păcate de deasupra omului care se zbate să iasă la lumină. Acesta a fost mesajul pentru mine și am vrut neapărat să-l împărtășesc și să-l împart cu dumneavoastră ca să pot să-mi duc mai departe misiunea, pentru că asta înseamnă credința. Credința înseamnă să-ți faci tu datoria pe care ți-a dat-o Dumnezeu, pentru că de munți, de mutat de colo-colo, se ocupă Dumnezeu. Când este cazul, se schimbă și munți, nu numai oameni, din calea altora. Așa să ne ajute Dumnezeu să fim martori.